Oameni buni de TikTok, salut cu respect! Mulțumesc pentru subscribe-uri, like-uri și coment. Mulți mă întreabă... Ei, cum mulți? Mă întreabă cum o duc, cu remont la mine în casă dacă mă descurc. Dar cum nu merge treaba? O început să-mi placă. Și drept parcurs procesul s-a schimbat o leacă. Știți că am zis că fac tot singur. Așa și-am făcut. Numai că femeia mofturi... Ceva nu i-a plăcut, că n-am măsurat cum trebuie, că așeia nu-i așeia, că parcă nu mă pricep, știți cum e femeia. Și drept l-a schimbat provot că m-a cam bătut tocul. L-am chemat pe socru, l-a bătut pe socru, l-am chemat pe nanul Tolea, el e fost electric. L-a bătut pe așeia la tocul, l-am dus la medic. Nici răschitul nu-i simplu, parcă nică greu. Dar vă zic, nu vă apucați. La mine a fost rău. Îmi dădeam tot ca nebunul în păreți cu șocanul, nu știem chiar și el de bază, ca tavanul, cap spart, o comoții, dus cu ambulanța și femeie la urechi, nu-i mai tășe clanța. Până la urmă am zis că gata. Chemăm niște băieți, șap la povod, că l-a răschit păreți, dai un ban, dar știu că îl dau pentru casa mea, așa și-am zis. A, nu, mă ating că așa o zis e. A doua zi la șept fix, țin minte la perfect. Cinci băieți cu măști frumoase în chep scris One Project, tăți cinci vânjoși, unul ca unul, cu niște aparate, acela nu dezbate păreți, mauzoleul dezbate. S-au apucat băieții mei, nici n-am bătut din palmi, n-am apucat să-i pun la masă, la 50 de grame. Mai scurt, treaba să nișcă. Eu supraveghez, dar nici asta nu e ușor, n-am timp să mă relaxez. Dar mă duc să beau o bere cu Nelu. Hai, un like și un subscribe și aprindeți clopoțelul. Băi, dacă v-a plăcut video-ul ăsta, dați un subscribe. Nu vă costă nimic și pe noi ne ajută mult.